grăbind prevenirea Domnului. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul Lui. Romani 9,28. În profeția despre distrugerea Ierusalimului, Domnul Hristos spunea: și din pricina amulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Această profeție va fi împlinită iarăși. Înmulțirea fără de legi din acel timp își găsește corespondentul această generație. La fel și cu prezicerea despre predicarea Evangheliei. Înainte de căderea Ierusalimului, Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, scria că Evanghelia a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer. Așa și acum, înainte de venirea Fiului Omului, Evanghelia veșnică trebuie predicată oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Domnul Hristos ne spune când va fi inaugurată această zi. Nu spune că toată lumea va fi convertită, ci că Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Stă în puterea noastră să grăbim revenirea Domnului vestind lumii Evanghelia. Nu trebuie doar să așteptăm, ci să și grăbim venirea zilei Domnului. Dacă Biserica lui Hristos și-ar fi adus la îndeplinire lucrarea așa cum a rânduit El, întreaga lume ar fi fost avertizată și Domnul Iisus ar fi venit pe pământ cu putere și slavă mare. Necredința, spiritul lumesc, neconsacrarea și neînțelegerile dintre așa zi și urmași declarați ai Domnului ne-au ținut în această lume a păcatului și suferinței atât de mulți ani. S-ar putea să rămânem aici, în lumea aceasta, încă mulți ani din cauza nesupunerii, ca și copiii lui Israel, dar pentru numele lui Hristos, poporul său n-ar trebui să adauge păcat peste păcat, făcându-l pe Dumnezeu răspunzător de consecințele propriilor lor fapte rele.